Hristos a înviat tuturor și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi facem tier list cu mâncare de Paște, cu mâncărurile tradiționale de Paște. Cu următoarele clase, ca să zic așa, categorii. Mâncarea zeilor, adică cheia către poarta raiului, cea mai bună mâncare de Paște. Iami, v-ați prins și voi. Lungesc cu pâine, adică... Decât să-mi fie foame, Da că nu place și post negru mai bine să fac foamea videoclipul a fost întâi exclusivitate pentru membrii l-am filmat cam cu o lună înainte de Paște ca idee azi e marți după resalmenia, după Paștele catolicilor mi se pare și la noi pică nu știu când pică pe 5 mai pică Paștele sau pundeva pe atunci hai să vedem ce mâncăruri avem pe aici nici eu nu știu cum arată toate să începem cu această prăjitură care nu știu ce ar trebui să fie. Sper să fie o prăjitură bună. Eu sunt mare fan prăjituri. Scrieți vă în comentarii ce prăjitură ar trebui să fie că eu îmi dau seama. Pare să fie frișcă. Nu știu dacă are fructe. Ia să dau zoom mai mult. nu -mi dau seama ce, dar pare comestibil. Sau textura asta. Ah. Nu știu sigur ce e. Dacă are fructe, mai bine nu. Las că mai avem niște prăjituri pe aici, ne, ne descurcăm. Drobu, nu mi-a plăcut niciodată drobu. Ble. Dacă vă vă place drob, bine, bine, alții preferă drog, dar mă rog. Aici avem niște cornulețe. Nu știu dacă au treabă neapărat să fie tradiționale de Paști din astea mâncam la, de la pomeni. Aveam o vecină care făcea, adică încă trăiește, n-a murit, dar nu mai stau eu acolo. Și făcea cornulețe din astea și le făcea chiar bune. N-a vrut mai mea să ia rețeta să-mi facă și bie. Eu dădeam cu fă la bucătărie. După care avem cozonacul. O singură dată am mâncat un cozonac care să fie cu adevărat bun. Majoritatea cozonacilor mi se par un fel de pâine dulce. Nimic mai mult de atât. O singură dată am mâncat. Asta a fost înainte de Crăciun de Moș Nicolae la muncă. Am avut noi petrecere că venea Crăciunul. Și am făcut-o de Moș Nicolae într-o miercuri sau ce era. Și a fost un cozonac cu cremă de ciocolată în el și fără stafide. Băi, te lingeai pe bot. Dar asta se vede că e cozonac de la simplu, două, trei bucăți de rahat, nu m-au impresionat niciodată cozonaci, nici proaspeți, făcuți de casă, nu. Mai repede mănânc chec decât cozonac. Și de-aia zic că îl lungesc cu pâine. Avem după aia ouălelele. Care practic sunt doar niște ouă fierte. Baică zis că mai că mi-a zis odată că că e mai bun ou fiert de paște, mie nu mi s-a părut nicio diferență. Prefer ouăle ochi decât fierte. E mișto că poți să ciocnești o careva și bași și tu unul de lemn sau de bibilică, dar se vede diferența. Așa mai făceau unii, veneau cu ouă de bibilică, că mai tari. Dar pui mei, o oh, fiert, îl nici cu pâine, până la urmă. Ăsta ar trebui să fie miel, fiindcă are și garnitură de cartofi, îl punem aici. Nu mă dă pe spate carnea de mier, leguma mea preferată e ceafa de porc și după aia carnea de vită în mola, în urma. Da, mie în general îmi plac fripturile, îmi place carnea, nu sunt vegan, nu-mi plac veganii. Să fie sănătoși cu toții. Asta ar trebui să fie pască. Am mâncat o singură dată pască și nu m-a dat pe spate. Nu o să o pun la ble, dar nici cea mai bună prăjitură nu este uh, pasca. Poate altora le place, mie nu. Aici cred că e piftie sau nu știu ce dracului chestia asta noi românii avem niște mâncăruri scârboase știu că noi parcă avem ciorbă de mațe sau de oase bine noi o mâncăm orice până și rât de porc și, -și fuduli dar chestia asta tot ce e pe bază doar de grăsime și nimic mai mult nu mi-au plăcut niciodată dacă voi mâncați așa ceva sănătate multă avem după aia ceva prăjituri cu vanilie. Problema e alta, mie nu-mi place vanilie. Ble. Deci niciodată nu mi-au plăcut prăjiturile cu vanilie, nici ciocolată albă, eu prefer neagră. Deci mai bine mănânc prăjitură din asta. O pun mai sus. Tot, deci tot ce e ciocolată mie îmi place. Dar totuși, hai să o las aici. Nu pun, sau să o pun cu drobu. Dar pe asta o mănânc fără plăcere. Mai repede mănânc un cozonac decât chestii cu vanile. Nu-mi place mie vanile, alții preferă vanile, eu prefer ciocolata. Avem și prima cheie către intrarea la Sfântul Petru, salata de bœuf. Băi, dacă nu-ți place salata de bœuf, ai probleme grave. Ai probleme grave. Nu avem ce discuta dacă nu-ți place salata de bœuf cea mai bună parte când vine o sărbătoare sau o zi de naștere a unui rude mai în vârstă, salata de beof e... e belea. Na, da, acum a singur, nu am timp să fac salată de beof, dar mai cumpăr din Oșan. Bă, și e bună și aia, dar nu se compară cu salata de beof făcută de maică-ta, mătușa ta aia bună sau bunica ta dacă mai trăiește. Salata de băuf, cea mai bună mâncare tra tradițională. A devenit o somănici, că românească nu -i oricum. Și bineînțeles, sarmalele. Cum să nu punem sarmalele la categoria cea mai de sus? Chit că sunt luate de la turci, băi, sarmalele sunt bune. În foaie de varză, nu de viță, nu-mi plac în foaie de viță și cu mămăligă așa mai terci și mai moale. Cea mai bună mâncare și așa mai grase. Mai multă grăsime în ele. Și aici ar mai veni o ciorbă. Nu știu dacă e tocană sau ciorbă. Cred că e tocana, cred că e ciorbă așa că o pun la ble. Pentru că eu nu mănânc ciorbe, nu-mi plac ciorbele. Eu mănânc doar supă cu găluști. Și supă de roșii, tăiței și de aia instant când fac foamea și n-am altceva prin bucătărie să gătesc. Mai țin așa de rezervă mâncare din aia instant. Băi, Cam asta ar fi tier listul cu mâncarea de Paște. Sper că va venit iepurașul și va adus ceva. Mă mir că n-a pus nimeni uh, o de ciocolată sau iepuraș de ciocolată. Că și pe ăla -aș pune lungesc cu pâine că nu sunt cele mai bune. Acum am văzut că au părut niște iepurași de ciocolată cu banii în ei. Dar costă vreo 50 de lei 1. E ceva în el de iepurași. Și e pură, dai. Da. Deci cam asta ar fi piftie sau ce e asta. nici să n-aud. Post negru direct. Astea pur și simplu nu-mi plac. Nu mă impresionat, nu știu ce prăjitură e asta, scrieți mi voi în comentarii. Cornulețele făcute de vecina aceea de seamă cu maica mea cele mai bune posibile. Dar bineînțeles nu se compară cu sarbalele și cu salata de beof, adică... Să scrieți în comentarii ce părere aveți despre acest tier list. Dacă ce am pus eu pe aici vă face să vomitați și ce mâncăruri ați mai adăuga la acest tier list. Vă aștept în secțiunea de comentarii, luați-vă și membru, vedeți clipurile în exclusivitate cu cel puțin o săptămână. Vă dau follow pe Insta peste tot, ad pe Steam și vă semnești profilul de Steam. Cam atât, sărbători fericite! les tuturor!